Mai mulți membri ai blocului Victorie au fost reținuți și percheziționați sâmbătă în aeroportul din Chișinău. Este vorba despre deputatul Irina Lozovan, consilierul bașcanului găgăuz Iuri Cuznețov, fostul și actualul primar de Orhei, respectiv Pavel Verejanu și Tatiana Cociu, liderul partidului Șansa Alexei Lungu, dar și reprezentanții blocului Iurie Vitnianski, Natalia Parasca și Veceslav Jucov. Despre asta au anunțat în postări chiar formațiunea politică și membrii săi. Potrivit blocului Victorie, această soartă îl așteaptă acum pe orice cetățean care a vizitat Rusia. Colegii noștri se întorceau acasă de la congresul blocului din Moscova. Participarea lor la eveniment pare să fi fost motivul unei atenții atât de sporite din partea apărătorilor ordinii, în ghilimele. Faptul că aceștia acționează la ordine venite de sus este evident pentru toată lumea. Din păcate, în ultimul an, aeroportul din Chișinău a fost transformat într-un lagăr de concentrare în miniatură. Oamenii sunt literalmente închiși aici, înfometați, nu li se permite să respire. Este un fenomen rușinos pentru regimul PAS, care își persecută cetățenii proprii în acest mod, încălcând drepturile constituționale fundamentale. Pentru fiecare caz de reținere ilegală, blocul Victorie va depune plângeri, anunță formațiunea politică. Astăzi, fără de legile continuă. Din păcate, guvernarea noastră nu are altă ieșire decât să încalce legislația Republicii Moldova, Constituția, drepturile și obligațiile concetățenilor săi. Eu sunt deputat al Parlamentului Republicii Moldova și pe mine astăzi, în cadrul reținerii în aeroport, au vrut să mă supună controlului corporal. Când am spus că eu chem avocatul și mă adresez la poliție, fata care perfecta documentele a plecat de la post și șeful de tură la fel. Cetățeanul Republicii Moldova nu poate reveni acasă din motive politice. El este reținut, deși deputatul beneficiază de statut special, imunitate, care nu permite efectuarea perchezițiilor. Angajatul poliției de frontieră n-a putut explica de ce colega sa a vrut să supună deputatul controlului corporal. Eu am chemat poliția. Bine, așteptăm poliția. Ea era aici, să spună de ce mă trimitea în încăperea vecină și vroia să mă supună controlului corporal. Până la urmă, polițista de frontieră, care urma să prezinte temeiul pentru controlul suplimentar corporal, a fugit, iar colegii ei pur și simplu nu știau ce să spună. Кому должны были дать этот документ? Când se înaintează la persoana care urmează să fie pe toată nivelul ăsta, la orice persoană se înaintează actul. Ce-am făcut? Control de nivel, nu te делали? Nu s-a efectuat niciun control de nivel. А зачем тогда держали? А зачем сейчас держали? Și Veceslav Jucov, un alt membru al blocului Victorie și consilier municipal din Bălți, a fost reținut sâmbătă la sosirea de la Moscova. Lucrurile lui personale au fost percheziționate minuțios. Astăzi am fost din nou reținut în aeroportul Chișinău, deoarece am participat la congresul blocului politic Victorie, de care guvernarea se teme atât de mult. Desigur că de fiecare dată, iarăși n-au găsit nimic interzis la mine și nici la colegii mei. Astăzi acest spectacol se joacă pentru singurul regizor șef, care stă în prezent la președinție și foarte tare tremură pentru fotoliul care se clatină sub el foarte tare. Dar totul are un final mai devreme sau mai târziu. Bălțiul stă ca un os în gâtul guvernării și dezmățul, desigur, la fel se va termina. Liderul partidului Șansa, Alexei Lungu, reținut și el în aeroport, a încercat să obțină o explicație de la poliția de frontieră, dar potrivit soției sale, care ne-a expediat acest video, solicitarea de a-l chema pe șeful de post a fost inițial ignorată. Toți colegii pe care i-au materizat au plecat, eu urmează a fi supus controlului inclusiv corporal. Și șeful din trecerea postului de frontieră aeroport o să răspundă pentru încălcarea legislației și pentru încălcarea drepturilor mele. Eu am să prezint scrisoarea oficială primită de la Procuratura Generală, unde este clar că eu nu sunt parte a niciunui dosar penal, iar cazierul meu juridic este curat. După ce șeful de post al poliției de frontieră de la aeroport și-a făcut în sfârșit apariția la solicitarea lui Alexei Lungu, membrul blocului Victoriei i-a dăruit un pachet cu haine cu simbolurile formațiunii politice. Pentru Canal 5, Alexei Lungu a declarat că perchezițiile din aeroport sunt ilegale.
Nu au găsit absolut nimic și ei singuri explică cei de la Poliția de Frontieră că de fapt au ordine pentru a face verificări, dar nu înțeleg care este motivul, fiindcă înțeleg și ei foarte bine că este o presiune politică. Ne adresăm împreună cu colegii juriști în continuare în instanțele de judecată pentru a ataca și pentru a condamna și a pedepsi pe cei care execută ordinele acestea criminale. Potrivit lui Lungu, examinarea cererilor similare depuse anterior este tergiversată. O bună parte dintre judecătorii rămași în sistemul judecătoresc capturat de Maia Sandu execută, vorbește, ordinele date de către acești criminali și asta putem dovedi prin reducerea activității partidului Șansă pentru 3 luni de zile, exact cu câteva luni înainte de campanie electorală. Amintim că în ultima perioadă, în aeroport, au avut loc rețineri și scandaluri, deoarece pasagerii sunt supuși controalelor îndelungate și ținuți ore în cir în aerogară, fără a le fi oferite explicații. Oamenii care s-au pomenit în această situație s-au plâns că polițiștii de frontieră acționau brutal. Astfel, în luna iunie, un avion plin cu moldoveni, care se întorcea de la Erevan, nu a putut ateriza pe aeroportul Chișinău, cursa fiind direcționată la București. Autoritățile române au ținut oamenii în avion sub paza unor mascați înarmați. Pasagerii susțineau că motivul ar fi împiedicarea lor de a participa la protestul antiguvernare organizat atunci de blocul Victoriei în fața Parlamentului.